Îl binecuvântăm pentru că El este vrednic de laudă, de glorie, de mărire. Îi mulțumim din toată inima pentru toată purtarea Lui de grijă, pentru providența Lui, protecția Lui divină în fiecare zi, pentru dimineața aceasta, pentru că suntem în prezența Lui. Aș vrea să citesc trei versete, ne putem scula în picioare, din 2 Timotei, din capitolul 2, versetul 19 la 21. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pecetea aceasta: Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui, și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Se pot ocupa locurile. Și dacă nu s-ar mai fi citit un text, era suficient la timpul de rugăciune să vorbi foarte frumos. S-au fost amintite lucruri deosebite, sigur, pentru cel care a avut inima deschisă și a fost atent. Domnul, de altfel, de fiecare dată dorește să ne vorbească. Unul, scopul primordial, latura morală a venirii noastre la casa Domnului, este de fiecare dată să putem înțelege voia Lui, dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care l-ai auzit de la mine, spunea Pavel, ține-l. Dreptarul este cuvântul. Dreptar care ne poate modela caracterul nostru. Să avem o vorbire articulată, o gândire curată, un cuget curat, o inimă curată. De fiecare dată când venim aici, ne putem, sigur, să ne cercetăm. Și asta e latura morală, scopul pe care îl are Dumnezeu pentru noi. Mai ales că astăzi va fi și cina Domnului, părtășia la masa Lui. Noi știm că cina nu ne îndreptățește înaintea celui preanalt. Cina nu ne sfințește. Cina nu ne mântuiește. Cina nu ne face mai buni. În ultima instanță să nu uităm, cina nu ne mântuiește, la cină vin cei care sunt mântuiți deja, care au fost cercetați, născuți din nou. La cina Domnului vin cei care sunt sfințiți, s-au sfințit, s-au străduit să fie într-o relație bună, pe verticală și pe orizontală, cu cei din jur. De aceea noi ne bucurăm în această zi. Și printre altele era amintit la timpul de rugăciune despre, din Psalmul 45, de bună oară. Ce frumos! Războinic vitează, încinge sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, suie-te în carul tău de luptă și apără blândețea, adevărul și neprienirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Și apoi spune că El, războinicul vitează, care nu e altul decât Domnul Iisus, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta Lui să strălucească prin isprăvi minunate. Adevărul este că noi nu ne putem apăra și nici n-avem dreptul să ne apărăm. Noi avem Marele Păstor, Domnul Iisus, războinicul viteaz. Noi trebuie doar să fim reprezentanții Lui aici pe pământ. Și dacă vom fi reprezentanții blândeței, adevărului și neprihănirii, El ne va apăra în toate împrejurările. El ne va purta de grijă. El are în vedere și familiile noastre, corturile, pe cei dragi ai noștri, în contextul în care noi îl reprezentăm pe El. Vedeți, Domnul Iisus a venit în lumea noastră să-L reprezinte pe Tatăl și L-a reprezentat cu demnitate, așa încât Tatăl l-a recunoscut și l-a mărturisit în dreptul Lui. Dar Domnul Iisus, la rândul Lui, face această subliniere: după cum Tatăl m-a trimis pe mine, tot așa vă trimis și eu pe voi. Și care este menirea, chemarea noastră? Să-L reprezentăm pe El cu demnitate. Cum a trăit El în lumea aceasta, așa să trăim și noi. Cum a fost El în lumea aceasta, așa să fim și noi. Cine ne vede pe noi să-L poată vedea pe El. O chemare înaltă, nobilă, dumnezeiască.
Și ce frumos, el apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Și doar ceva să amintesc aici vis-a-vis de a apăra blândețea. Printre altele spune acolo în fericire, în Matei, în capitolul 5, cea de-a treia fericire, spune ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace. Veniți și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Ce chemare înaltă! Biblia ne spune că Moise a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Și la un moment dat împotriva lui au vorbit chiar cei din familia lui, frații lui, Maria și Aron. Și Moise nu i-au auzit. I-au auzit, dar nu i-au auzit. E extraordinar. Să auzi, dar să n-auzi decât ceea ce trebuie. Să vezi, trăim într-o lume. Vedem atâtea, dar să nu vezi în ultimă instanță decât ceea ce trebuie și ceea ce vrea Dumnezeu. Și pentru că nu a auzit și nu a luat atitudine, nu s-a apărat, îl apără Domnul pe Moise. Și noi știm că îi cheamă pe cei doi împreună cu Moise. Și printre altele îi întreabă, cum nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? El este întru totul ascultător, împlinitor a voiei mele. Și noi știm ce s-a întâmplat în continuare. De aceea să nu uităm, dragii mei, cel ce apără biserica lui și-a ajuns până în 2023, biserica, împărății care au fost și s-au dus, biserica însă a rămas și va rămâne până când Domnul va veni să o ducă la el. Pentru că stăpânul bisericii, cel care o apără, protectorul, ocrotitorul, este Domnul nostru Iisus Hristos, stăpânul universului. Stăpânul universului este și stăpânul bisericii, dar nu numai, și a corturilor și a familiilor noastre. Era amintit foarte frumos și la ora de la timpul de rugăciune și în continuare la masa care o să avem împreună, la cina Domnului. E foarte important să ne cercetăm printre altele, să ne verificăm. Și spune aici în Cartea Sfântă, în Proverbe, foarte frumos, spune printre altele, în capitolul 14, neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul este rușinea popoarelor. Noi când venim la masa Domnului, noi trebuie sigur să ne cercetăm. Biblia spune printre altele, din pricina aceasta sunt între voi, mulți neputincioși, mulți bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am cercetat, sigur, singuri și am luat anumite decizii noi, în dreptul nostru, n-ar mai fi cazul să vină Domnul să o facă. De aceea e foarte important să nu uităm, neprihănirea înalță pe un popor, înalță o familie, înalță o persoană, în mod individual. Dar păcatul este rușinea popoarelor. Păcatul rupe relația pe verticală cu Dumnezeu. Păcatul rupe relația și pe orizontală, între familii și între rudenii și în familie, între soț și soție. Păcatul strică reputația, bunul nume pe care îl ai. Biblia spune că un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Un nume bun face mai mult decât un de lemnul mirositor. Foarte important un nume bun. Și Domnul dorește numele acesta bun pe care El ni l-a dăruit prin venirea Lui. Era amintit la timpul de rugăciune și de harul lui Dumnezeu. Vedeți, există persoane care încearcă să aducă ei har, să fabrice un har artificial. Nimeni nu poate aduce har. Harul l-a adus unul singur. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, ne spune Biblia, legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul or veni prin Iisus Hristos. Și Tit spune în epistola lui, în capitolul 2, versetul 10, 11, 12, în continuare, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dar acest har ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu ne-a pus în această postură de a fi copii al lui Dumnezeu acum.
ce statură înaltă avem, ce standard extraordinar. Așa ne spune Ioan în epistola lui, în capitolul 3, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Acum suntem copii al lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Noi am vrea de multe ori să fim cunoscuți, nici pe El nu L-au cunoscut. Să-i mulțumim, să trăim frumos, să-L reprezentăm pe El cu demnitate, să ne cercetăm de fiecare dată când suntem în fața cuvântului, să încercăm să reglăm ca totul să funcționeze normal în viața noastră, în vorbire, în gândire, în sentimente, în stările noastre, în relațiile noastre, totul să funcționeze normal. Păcatul strică, să știți, și sănătatea în ultimă instanță. Și sănătatea este stricată de păcat, în urma păcatului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și Domnul dorește să ne cercetăm și apoi, sigur, să luăm anumite atitudini. O apropiere constantă de cuvânt. Tot timpul să fim concentrați la cuvântul Domnului. Păcatul, sigur, are efecte și în generațiile care urmează. Din pricina doi părinți care nu trăiesc într-o relație bună și nu au o părtășie reală și nu împlinesc cuvântul și voia celui preanalt, generațiile care urmează, copiii, nepoții, care vor suferi din pricina aceasta. Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, dar noi le purtăm păcatele. Cum se transmit păcatele? Da, există păcate care se transmit din generație în generație, să știți. În ultimă instanță, fiecare va fi responsabil de viața lui. Că dacă se întoarce copilul sau nepotul la Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă. De aceea am dorit în această zi să nu uităm aceste cerințe pe care Domnul le are pentru noi. Un prim har a fost atunci când a venit Domnul. Și harul acesta ne-a pus în această stare înaltă de a fi copii al lui Dumnezeu. Dar Biblia, știți ce spune? Că va veni un al doilea har. Tot Domnul va aduce, nu altcineva, nu un om. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. La arătarea Lui, El va veni din nou și va duce cel de-al doilea har. Și ce spune cel de-al doilea har? Că atunci când va veni El, vom fi ca El, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și șed împreună cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Celui ce va birui, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Nu numele de Eugen, ăsta l-am aici. Un nume nou pe care nu-l știu, decât îl voi afla dacă voi rămâne credincios până la capăt, în ziua aceea. Nume scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului. Un nume nou, minunat și binecuvântat. De aceea, chemarea noastră este să ascultăm, să ne punem toată nădejdea în acest har. Dar în același timp să fim gata să împlinim cuvântul Lui întru totul. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos despre Domnul Iisus în Evrei? Capitolul 12, versetul 2, zice, citim pentru că merită și capitolul și versetul 3. Spune aici, printre altele, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, ca... adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, care era bucuria? Că va fi la dreapta celui preanalt. Promisiunile pe care Tatăl le-a făcut Fiului și le-a dus la îndeplinire, s-au împlinit. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine,
pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Bucuria pe care Domnul ne-a opus-o și pentru noi, o are înainte. Care bucurie? Când ziua aceea vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este. Vom beneficia de slava și de gloria Lui, dar să numai în contextul în care aici împlinim și trăim. Suntem niște copii adevărați a Celui Preanalt. Și aici în Timotei spune, într-o casă mare, cum este de bunoară casa aceasta, casa Domnului, nu sunt numai vase de aur și de argint, ci sunt și de lemn și de pământ, unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Ce chemare înaltă, vase de cinste. Dar Biblia spune că sunt și vase de ocară, tot timpul trebuie să ne verificăm. Și un prim lucru pe care vreau să-l amintesc, un prim gând, dintr-o parte în alta se poate trece. Cel ce astăzi este un vas de ocară poate deveni un vas de cinste în contextul în care ascultă cuvântul, se lasă prelucrat. Dacă încearcă să pună în practică cuvântul lui Dumnezeu, dacă cere îndurare de la Dumnezeu, ajutorul lui, că fără el nu putem face nimic, poate deveni un vas de cinste. Sigur, și invers, cine este un vas de cinste și nu rămâne, așa cum spune în Matei 13, pilda neghinei, spune că au crescut împreună greul cu neghina și la un moment dat ucenicii au spus, Doamne, să smulgem neghina, și Domnul a spus, nu smulgeți, lăsați-le să crească amândouă împreună, până la coacere. Ele sunt împreună, să știți, vasele de ocară și vasele de cinste. Aici nu e vorba de vase de ocară din afară, ci vasele de ocară dinăuntru. Neghina care este înăuntru, este și înăuntru neghină, păi tot timpul, dacă într-o biserică locală, cum este aceasta, toți se vor strădui să fie grâu și toți se vor strădui să fie vase de cinste, toți vor fi vase de cinste. Dar ca o notă generală, e un cuvânt, ăsta e principiu, așa se întâmplă. Neghina crește împreună cu grâul, lăsați-le să crească împreună. Nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul, că cel care astăzi pare că este neghină, vas de ocară, mâine poate fi un vas de cinste. Dacă el se pocăiește, dacă el se întoarce la Dumnezeu, dacă el se căiește, dacă cere clemență și îndurare, Dumnezeu este gata să-l curățească. Și la fel, cine astăzi este greu, dacă nu rămâne credincios până la capăt și se încrede în neprienirea lui, el poate să devină neghină. Și știți ce spune Ieremia în capitolul 18 și Ezechiel în capitolul 18 și în 23? Pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului, ci doresc ca el să se întoarcă, ca el să trăiască, ca el să împlinească, dar dacă nu împlinim, sigur, n-avem nicio șansă. Ce frumos! Lăsați-le să crească! Neghina sunt niște boabe toxice, ce provoacă o stare de vomă, o stare de somn, o stare de indispoziție spirituală. Ne putem verifica. Neghina creează o stare de apatie. Un cuvânt tradus cu grecescul zizanion, zizanie, neînțelegeri, discordie, zavistii, cum spune Pavel în Galateni, în capitolul 6. Neghina se aseamănă foarte mult cu greul, foarte mult, așa încât foarte greu, nici nu le poți deosebi la prima vedere. Neghina se aseamănă mult cu greu, este un rău foarte bine deghizat, o imitație cu roade amare, are roade amare. Eu mă pot verifica, care este starea mea când vin aici? Se vorbea foarte frumos de fericire. Sigur, pe lângă cele materiale și ce Dumnezeu ne dăruiește aici, fericirea, sigur, este legată și de cele spirituale. Că nu poți să fii fericit. E un mare lucru să te poți bucura de ceea ce Dumnezeu ți-a dăruit. Poți toată viața să dorești mai mult și să nu fii fericit.
Să nu te bucuri de puținul care ți l-a dat Dumnezeu. Alții n-au aproape nimic, au trăiesc după zi pe alta și sunt fericiți. E un mare lucru să fii, să ai bucurie, bucuria mântuirii, să fii un om fericit. Și Domnul asta dorește de la noi, aici să ne verificăm tot timpul, să ne cercetăm. Ce-mi place mult, și aici în textul acesta cu pilda neghinei și acolo cu vasele de ocară și de cinste, aici vedem bunătatea sau grija ca nu cumva să se smulgă greu împreună cu neghina, câtă grijă are cel preanalt, dorința celui preanalt. Apoi îndurarea Domnului, lăsați-le să crească amândouă împreună, răbdarea și dragostea lui Dumnezeu, lăsați-le până la coacere și atunci se va face departajarea. Iar în final toate vor fi strânse, grâul în grânar, iar neghina va fi smulsă și arsă în cuptor. De aceea în această zi avem acest prilej binecuvântat să ne cercetăm. Dintr-o parte în alta se poate trece. Apoi un alt lucru, pentru o lucrare bună, Domnul nu folosește un vas de cinste, folosește un vas de ocară. Iuda a fost folosit pentru lucrarea care trebuia să se împlinească. Era biblic. Nu a folosit pe unul care era cu inima curată, doritor să-L urmeze pe Domnul și să-L slujească. Foarte important, tot timpul, care e slujba pe care o am în biserică? Nu există cineva fără slujbă. Toți avem o chemare și eu trebuie să mă verific. Care e slujba? Care e chemarea mea? Care e chemarea mea la nivelul familiei? Apoi, nimeni fără voia lui nu poate fi în una din cele două, vase de ocară sau vase de cinste. Noi suntem factorul decisiv. Noi hotărâm. Noi suntem cei care decidem de a fi într-o parte sau în alta, să fii un vas de cinste, ce frumos! Întotdeauna să ai un cuvânt constructiv, ziditor, să fii un om de bine. Așa se cunoșteau în vechime cei care aduceau veștile. E un om de bine, aduce vești bune, are un nume bun. Oamenii răi aduc lucruri rele, vești rele. Unii numai cu vești rele sunt. Ce frumos, alea rele să se spele, să nici să nu le auzi. Să auzi numai pe cele bune. Apoi un alt lucru, numai în final se face departajarea, să știți că încă nu s-a făcut. Încă suntem aici pe pământ și se poate face trecerea într-o parte și în alta, funcție de cum noi dorim. După ce m-am verificat și m-am cercetat, să iau o hotărâre înaintea celui preanalt. De aceea e foarte important, mai ales nu numai la cina Domnului, în fiecare zi. Dacă la finele zilei am constatat că am greșit, am făcut ceva ce nu trebuia, atunci îmi cer iertare. Nu lasă să se cicatrizeze rana, ci vin înaintea celui preanalt și cer îndurare și el este gata să mă ierte. Este gata să mă ajute, să mă ridice. O verificare și o revizuire periodică, tot timpul, la zi, este foarte importantă. Și apoi un alt lucru, turma bunului păstor, să nu uitați că întotdeauna a fost mică, așa spune Biblia despre ea. Doamne, oare mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii? Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă și să continuați pe calea îngustă. Că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Va fi un prea târziu. Pentru noi însă nu este prea târziu. Domnul să binecuvinteze tineretul bisericii. Și la noi la Betel sunt 700 spre 800 de copii și tineri în biserică și multe grupe. Foarte important la ora actuală, de copil, să fii familiarizat cu Biblia, să citești cuvântul de copil. Extraordinar. De copil să asculți. Viitorul e în mâna lui Dumnezeu. Îmi place cuvântul din Ieremia, capitolul 29, versetul 11, că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Auziți unde e viitorul?
Viitorul tinerilor, a copiilor, e în mâna lui Dumnezeu. Au trecut ani, mă bucur pentru fratele Cristi și familia dânsului, Domnul să-l binecuvinteze. Și eu am 5 fete. 5 fete și am 42 de nepoți. Și s-au dus anii, am 71 de ani, dar aia nu-i mai am. Impropriu spus, am atâția ani, nu-i mai ai, aia s-au dus. Ce ai, ziua de azi? De aia spune, învață-ne să ne numărăm, bine zilele, nu anii. Ziua de azi, ziua de mâine nu mai știi, dar este nemaipomenit. E un lucru înălțător, să te uiți în urmă și să nu regreți. Doresc Domnul să binecuvinteze toate familiile, lucrătorii bisericii, dar apoi să aibă în vedere tinerii din biserică. Să-și pună nădejdea, încrederea în Domnul, viitorul este în mâna Lui. Și cum Domnul știe să binecuvinteze, nimeni nu știe. Și cum El poate, nimeni nu poate. Încheie aici și doresc încă o dată, Doamne, rămâi la cârma acestei biserici. Să rămână la cârma familiilor noastre, că în ultimă instanță nu dorim altceva decât mântuirea noastră și a familiilor noastre. Ce dorim, Doamne, este noi și cei pe care ne-ai dăruit aici, Doamne, să slujim. Iar în ziua aceea să ne putem cu toți întâlni cu Tine. Domnul să vă binecuvinteze. Salutul Bisericii Betel din Arad este din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, care spune, voi dar întăriți-vă, frați din Elim, din Chicago, și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și dorim răsplata să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Amin.